Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să începem cu deschiderea chesturilor. Avem aici un Golden Chest care are 597 de gold, 4 Fire Spirits, 11 Ice Spirit, 14 Skeleton Dragons, 9 Hell Spirit și cam atât. Și mai avem un Crown Chest. Hai să vedem. Avem 1057 de gold, 2 gemuri, beți, goblins, dark prince și 12 giant. Ok. Bun. Hai să și donăm în clan și vedem că a început noul challenge. The floor is healing. Și practic... hai să ne facem un deck. Practic aici o să fie meciuri fără să fim eliminați din turnament. Practic putem să pierdem de oricâte ori. Și... Băi, dar... și putem practic să ne facem orice deck. Ok, băi, hai să ne facem deck-ul nostru clasic cu mini P.E.K.K.A, cu arcașe. Cred că n-am pus mini P.E.K.K.A, da? Mini P.E.K.K.A, arcașe și... să lăsăm dragonul, hai să punem Tesla. N-avem toate cărțile. Punem arcaș în loc de... Și, ok, și ar trebui... Ne mai trebuie Tesla. Dar nu văd aici. E posibil să nu fie. Da, cred că n-avem toate cărțile. Bun, atunci o să pun... O să punem... Da, hai să încercăm așa primul meci. Ok, punem arcașele. Oh, am înțeles, deci este hell. Primim heal peste tot, da? Practic avem, crește viața în continuu, viața trupelor. Și... interesant acest mod de joc. Hai să vedem dacă reușim să... De ce am dat racheta? Am vrut să dau un freeze acolo. Da, am dat racheta din păcate. Păi ne trebuie cărți mari aici. Ne trebuie cărți mari pentru că... Ok... Băi, interesant modul ăsta de joc. Și se încarcă inclusiv turnurile. Cât de tare e acest mod. Încarcă mini P.E.K.K.A, se încarcă toate... Am înțeles. Mai punem aici un Baby Dragon. Să dăm freeze pe... Să dăm și un Eros aici. Trimitem parchirea, punem mini P.E.K.K.A pentru acel hog. Și punem din nou Baby Dragon-ul. Să dăm un freeze aici. Punem și arcașele din nou. Aproape scăpasem acolo de acel wizard. Băi, cât de tare e acest mod de joc. Hai să dăm un Arrows. Să punem arcașul în spate. Hai să punem Valkyra. Să dăm un freeze aici. Mai dăm un Arrows. Punem din nou arcașele, o să dăm un freeze din nou. Punem valchirii. Avem 2 baby dragon de data aceasta. Să dăm un freeze și cât de bine am pus freeze-ul acolo. Să vedem hog-ul.
Da, nu e chiar cel mai potrivit deck. Ne trebuie un deck cu cărți mari, tankuri multe. Da, hai să vedem cum finalizăm acest match. Punem din nou arcașele aici. Pun și Baby Dragon-ul. Punem și Mini P.E.K.K.A. Ok, mai dăm un Heroes acolo. Era bine un pic mai sus. Și reușim prima victorie. O să încercăm cu un alt deck. E mișto că nu suntem eliminați dacă pierdem 3 meciuri. Da, și vedem că avem la reward-uri numai Hell Spirit și Healer. Da, plus cât un token la a doua și la cincea victorie. Și la final avem un Giant Chest. Bun. Hai să încercăm și un alt deck. Am aici pregătit, avem unul din de la challenge-ul trecut. Nu mai avem. Aba nu, ăsta e. Ăsta e cu healer-ul, dacă vă mai amintiți, eventul cu în care se spanau battle healeri. Hai să încercăm cu deck-ul de acolo. Da, parcă aveam un battle healer și mirror. Asta era șmecheria. Și se ajungeau să se... Da, să țină în viață unul pe altul. Hai să vedem aici. Mai punem un Baby Dragon. Trebuie să dăm și un Eros. Da. N-am luat... Ok. Da, n-am schimbat deck-ul. Acum mi-am dat seama. Trebuia să... Și o să dăm aici o rachetă. Trimitem Pogu, să punem Mini P.E.K.K.A. și arcașele. Și mai dăm un Eros pe cei minions. Punem Mini P.E.K.K.A. aici. Trimitem Hog-ul în fața lui. Vom da și un freeze pe... Și hai să dăm și un Prieros acolo. Ok, punem Baby Dragon-ul. Spunem Valkyra. Și rămânem în viață cu turnul din stânga. Practic deal-ul e să dobor turnul. Că altfel dacă îi dai doar așa damage, el va continua să crească și să crească și să ajungă din nou pe full. Hai să vedem aici. Opa, are un Sparky. Și reușim să... Ok... Se duce Mini P.E.K.K.A. acolo, scoatem primul Wizard, scoatem și pe al doilea. Mai punem un rând de arcașe, dăm și un Eros aici, ar trebui să-i doborăm turnul din stânga. Hai să vedem. Da, reușim să-l doborăm. Ok. Punem aici arcașele. Să dăm un Freeze mai bine. Da, e tare la freeze că, practic, pe lângă faptul că ține trupele, da, în loc, avantajul trupelor tare e că se pot încărca cu viață de la heal-ul acela din... Și avem două victorii din două în primele două meciuri. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele, să apăsați butonul de like și hai să încercăm și deck-ul cu... Deci mai aveam... Nu mai știu exact, hai să scoatem... Nu, hai să ne uităm un pic, nu mai țin minte.
Flash Mini Pack, ok. Valkyrie Wizard. Da, Valkyrie Wizard, o să-l punem. Da, o să păstrez Freeze-ul. Mai aveam Fireball, Mirror și Arrows, cred. Da, e ok. Fireball, Mirror, Arrows și Freeze, perfect. Bun, hai să vedem cum merge, cum funcționează acest deck în, în modul acesta. Începem cu, hai să începem cu Wizard-ul sau cu Healer? Hai să începem cu Healer-ul. Au, și la Triple Elixir, cât de tare, cât de tare, cât de tare. Ok, punem Valkyra în față. Să punem și... punem un healer. Băi, și ar trebui să mai punem încă un healer. Da, ar trebui să... să-i doborâm turnul. Ah, nu cred că... l-am prins, l-am prins. Să vedem, avem 3 healeri acolo. 3 healeri, să vedem dacă... au rămas doar 2. Băi, oricum e foarte... foarte tare combinația asta. Pune și un mini P.K. Mai dăm aici un Fireball. Mai dăm un Fireball. Da, și cât de tare, cât de tare e modul acesta de joc. Hai să punem și un Wizard. Ok. Da, și obținem obținem a doua, a treia victorie din, din episod. 3 victorii din 3. Și mi se pare că mergem mult mai bine cu deck-ul acesta. Ne luăm 10 healeri pe care aveam oricum maxați. Și hai să mai dăm încă un match, pentru că îmi place foarte mult foarte mult deck-ul ăsta. Trebuia să jucăm încă de la început. Dar nu mi-am dat seama că e healuită practic toată arena. Și câștigăm acolo viață în continuu, inclusiv pe turnul. Deci asta mi se pare foarte tare. Hai să scăpăm de acel Firecracker. Să punem aici Wizard-ul și o să dăm un Freeze pe Mini P.K. Ok, pune Healer, pune Mini P.K. Dăm și un Fireball și punem Wizard-ul aici. Ok, healerul din nou. Aia ne-a scos healerul de acolo. Trebuie să rezistăm aici fără... să punem Wizard-ul. Punem healerul, din păcate ne va scoate mini PK-ul. Și rezistăm cu turnul acolo. Să punem Freeze-ul. Punem aici un Wizard, să punem Mini P.K., punem și healer-ul. Și o să dăm un Fireball care, cred că ne va scoate turnul. Poate că nu. Ei, ajunge Mini P.K. acolo din nou cu un hit. Și să vedem aici cu un Freeze ar trebui să dăm și un Fireball. Și dăm un Arrows. Pe lângă, din păcate. Wizard-ul. Nu. Ne-a scos turnul acolo, din păcate. Hai să vedem.
Dăm aici două farboluri. Și al doilea a fost pe lângă. Nu cred că am greșit în asemenea hal. Da, și ne pierdem turnul din... Probabil că ne pierdem. Da, oricum am saturat meciul. Bun, băi, super tare modul ăsta de joc. Cu siguranță o să mai facem... O să filmăm tot parcursul. O să mai facem episoade. Și cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!